Până la intervenția mamei lui Dedi și acesta a continuat cunoașterea cu Delia. Știți că cei doi nu s-au declarat într-un cuplu, dar au continuat să fie apropiați, să vorbească, să se cunoască. Și iată că acum în live spune că, de fapt, de vineri de sâmbătă și a dat seama că de fapt nu prea s-ar mai potrivi cei doi, pentru că amândoi sunt două pietretari, își doresc să fie petrol își doresc să aibă ultimul cuvânt și de asemenea își dorește o fată simplă, iar Delia are o vestimentație mai provocatoare, mai diferită de cum vede el fata din viața lui. Delia i-a spus că așa s-a îmbrăcat încă de la începutul competiției și el a mai spus că aceste dubii le-a avut încă de vineri, iar doamna Simona l-a întrebat de ce s-a mai sărutat sâmbătă atunci. Așadar, există nemulțumiri din partea lui Dedi și a spus că au fost și discuții interminabile care nu prea au convenit, s-a întrerupt cunoașterea, iar din toate discuțiile acestea a apărut că, de fapt, apelul mamei s-a făcut să spună ce credea, de fapt.